Nașterea Maicii Domnului, trei zile sacre, cinstite prin rugăciune și fapte bune. Nașterea Maicii Domnului, Sfânta Marie Mică, numită și Ziua Harului, este prăznuită în fiecare an pe 8 septembrie. Este prima sărbătoare a anului bisericesc, care marchează începutul bucuriei în lume, dar și nașterea nădejdii noastre. Tradiția vorbește despre trei zile sacre, care trebuie cinstite prin rugăciune și fapte bune. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului a fost fixată în a 8-a zi din anul bisericesc, pentru că cifra 8 simbolizează veșnicia și viața. Provenind din ebraicul Aia, Maria ar putea fi tradusă prin Doamna, dar numele evresc Mariam sau Miriam ar putea fi și destrăveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, a iubi, cu sufixul afectiv ebraic am, deci cea dragă, cea iubită. Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, fiica preotului Matan, trăiau în Nazaret, în Galileea, erau în vârstă și fiind lipsiți de copii, erau priviți de ceilalți ca blestemați. Ioachim și Ana nu s-au resemnat, îndrăznind să-i ceară lui Dumnezeu imposibilul să fie părinți, chiar și la vârsta lor înaintată. Dumnezeu, necuprinsa sa înțelepciune, a făcut ca această ramură stearpă să aducă un rod fără asemănare, o fiică, prin care să se împlinească făgăduința făcută oamenilor de Dumnezeu în rai. Prin nașterea acestei copile, bătrânul timp de lâncezeală în păcate apune într-un timp nou, al mântuirii, așa cum viața stearpă a bătrânilor Ioachim și Ana se încheie în bucuria și nădejdea cea nouă, adusă prin nașterea fiicei lor. Așa cum au promis, Ioachim și Ana au închinat-o pe fiica lor, Maria, templului sfânt. Superstiții. Hotarul astronomic dintre vară și toamnă. În credința populară, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului reprezintă hotarul astronomic dintre vară și toamnă. 8 septembrie este ziua în care unele păsări, precum rândunerele, își pregătesc călătoria spre țările calde, iar gâzele și reptilele se retrag în pământ. Este ziua în care se dă drumul culesului de vii sau se bat nucii pentru a avea rod bogat și anul viitor. Tot azi se jupoaie coaja ulmilor și se dă startul târgurilor și armare celor de toamnă. Tradiția populară a numit zilele de 7, 8 și 9 septembrie trepzile sacre sau cerurile Sfintei Maria. De aceea femeile care vor să nască ușor se roagă Sfintei Fecioare și drepților părinții Ioachim și Ana prăznuiți în ziua de 9 septembrie pentru deslegare ușoară a pântecelui. La fiecare praznic, zilele sacre trebuie cinstite prin rugăciune, însoțite de fapte bune sau daruri oferite săracilor. Ca să-și apere copiii de tot felul de accidente, în ziua praznicului de Sfânta Marie Mică, femeile nu pregătesc mâncare gătită. Se crede că respectând acest obicei, copiii vor fi feriți de accidente casnice, necazuri, arsuri, răceli și alte boli care i-ar putea păci. Bărbații de pe la sate obișnuiau ca din ziua de Sfântă Marie Mică să-și pună în cui pălăriile până la praznicul Sfântului Gheorghe în primăvara anului viitor. În locul pălăriei, ei purtau căciuli. În ziua de Sfântă Marie, este bine ca fiecare gospodină să sfințească la biserică fructe de toamnă și bucate tradiționale. O parte din aceste ofrande sfințite se doresc săracilor. Restul bunătăților se oferă familiei, pentru că armonia și sporul să nu părăsească acea casă.